să fie Domnul. Eu mă simt foarte bine aici între copilași, mai ales că nu sunt foarte mari și noi avem la școala duminicală, suntem implicați la Cluj, avem o grupă de clasa 6-7 și ăștia încă încep așa să spun anumite probleme, în sensul că te privesc uneori așa mai ciudat, dar ăștia mai mici știi că nu te judecă deloc, știi că între ei poți să fii tu însuți și așa ar trebui să fim cu toți în Biserica lui Dumnezeu, să fim ca niște copilași. Domnul Iisus să ne ajute. Citind textul care l-ați auzit citindu-se, mi-a resunat așa un cuvânt în mintea mea pe care aș vrea să despre care aș vrea să vorbim și cuvântul care mi-a răsunat în minte de multe ori a fost acesta, ascultare, ascultare, ascultare. Și în câteva cuvinte aș vrea să împărtășesc câteva gânduri pe care cred că le-am primit de la Domnul, măcar că gândul lui Dumnezeu este așa de înalt, că nu-L putem cuprinde, dar slavă Lui că El ne face parte de un har ca să ne facă părtași gândurilor Lui prin Duhul Lui cel Sfânt. Și nu-i nimic mai minunat decât să știi că ai gândul și că gândești ca și Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Citind pasajul acesta și nu numai acesta și alte pasaje care fac referire la nașterea Domnului Iisus Hristos, eu am rămas impresionat de câtă ordine este în tot ceea ce s-a întâmplat, de câtă rânduială și câtă armonie a pus Dumnezeu în lucrurile și în modul în care s-au desfășurat ele. Și parcă tot ceea ce s-a întâmplat face parte așa dintr-un plan minunat, dintr-un program bine stabilit în care parcă nimic nu poate să deraieze și nimeni parcă nu ar putea să iasă în afara lucrurilor care s-au stabilit. Și vedem planul acesta minunat și îl vedem pe Dumnezeu foarte clar ca fiind regizorul sau autorul acestei istorii, acestor evenimente. Și totuși există un element în toate istorisirile acestea care uneori poate ne scapă și care este extrem de important și fără de care poate și fără de care sigur aceste lucruri n-ar fi fost posibile. Și acesta este ascultarea. De la ascultarea Mariei care a spus, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale, la ascultarea lui Iosif, despre care se spune și în capitolul anterior că când s-a trezit din somn a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și în textul pe care l-am citit ați văzut modul exact și rapid în care Iosif a ascultat de Dumnezeu. La ascultarea păstorilor care s-au dus de grabă să vadă ce le spusese îngerul și la ascultarea și a magilor care după ce au fost înștiințați de Dumnezeu s-au dus pe alt drum înapoi. Și puterea pe care a desfășurat-o Dumnezeu în toate lucrurile care s-au întâmplat atunci a fost însoțită de ascultarea asta oamenilor prin care Dumnezeu a lucrat. Aceeași putere pe care Dumnezeu a desfășurat atunci, Dumnezeu vrea să o desfășoare și în viețile noastre. Nu se mai întâmplă lucrurile care s-au întâmplat atunci, dar Dumnezeu vrea cu aceeași putere să lucreze astăzi, dacă Dumnezeu va găsi la noi lucrul acesta, ascultarea, și zic ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Imaginați-vă o orchestră care se pregătește pentru un concert foarte important și repetă mult, instrumentele sunt pregătite pentru ziua concertului și ca să iasă o muzică frumoasă, să iasă o armonie, o sinfonie frumoasă, trebuie să existe elementul acesta al ascultării. Fiecare membru al orchestrei trebuie să fie atent la dirijor și să facă exact ce spune dirijorul și fiecare instrument trebuie să urmeze exact partitura care este pentru el. Fie că este mai mic, mai mare, mai în față, mai în spate, gândiți-vă dumneavoastră dacă, de exemplu, într-o orchestră, cel care ar fi, să zicem, cu tuba acolo undeva în spate, ar zice, mă, pe mine oricum nu mă vede nimeni, hai să nu mă urmez eu partitura, să suflu așa cât pot eu de tare în tubă odată, să văd ce se întâmplă, ce s-ar întâmpla acolo. Vedeți, așa e și în Biserica Domnului. Nu e nevoie de mulți care să n-asculte de Domnul, dacă eu nu ascult de Domnul, deja armonia s-a stricat. Ca să fie prezența Domnului și ca să fie unitatea aceasta și armonia aceasta, trebuie ca toți să ascultăm de Domnul. Fie că suntem aici în față, fie că stăm pe ultimul rând, e nevoie de unul ca să aducă tulburare. Nu, de câți oameni e nevoie într-o familie ca să se facă tulburare? De câți oameni e nevoie ca să
se producă ceartă și să se producă dezbinare. E nevoie de foarte mult sau e nevoie ca unul singur să se supere, să se nerveze ca să se strice lucrurile. Așa e și în viața noastră. E nevoie de o singură poruncă a lui Dumnezeu care să nu o respectăm, ca această armonie și pace a sufletului să se piardă. Și zic ca Domnul să ne ajute să ascultăm în toate lucrurile. Acum, vestea bună pentru noi, că noi n-am putea să ascultăm în toate lucrurile, vestea bună pentru noi, ca înainte ca să ni se ceară să ascultăm de Dumnezeu, cineva, altcineva, a ascultat de Dumnezeu într-un mod desăvârșit și ne-a dat o pildă ca să călcăm pe urmele Lui, și acesta a fost Domnul nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. Și istoria nașterii Mântuitorului nostru iubit, să știți că nu începe nici cu un înger care vine la Maria, nici cu un vis pe care îl are Iosif cu un înger sau costea care văd magii pe cer, ci istoria întrupării Fiului lui Dumnezeu începe cu planul veșnic pe care Dumnezeu l-a făcut dinainte de întemerea lumii pentru mântuirea noastră. Iar Cartea Evrei, în capitolul 10, ne spune acest lucru începând cu versetul 5 despre Hristos. De aceea, când intră în lume, El zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici ardere de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată, mânsulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și istoria aceasta a întrupării Fiului lui Dumnezeu începe cu un sfat care s-a făcut în cer, în care una dintre persoanele dumnezeirii, și anume Mântuitorul nostru iubit, s-a ridicat și a spus, Tată, eu vreau să mă supun și vreau să ascult. Începe cu ascultarea Fiului lui Dumnezeu, care a spus din dragoste și de bunăvoie, vreau să ascult. Și s-a făcut ascultător și a venit pe pământ. Și până când a ascultat Domnul Iisus Hristos? Până la 30 de ani? Până înainte de cruce? Sau până când a ascultat Domnul Iisus Hristos? Până la moarte și încă moarte de cruce, binecuvântat să fie El. Dar oare chiar era nevoie ca să se facă atâta de ascultător Domnul Iisus Hristos, măcar că era una cu Tatăl? De ce s-a pus cumva într-un fel mai prejos decât Tatăl să asculte de El? Și în Romani, capitolul 5, versetul 19, ni se spune așa, căci după cum prin neascultarea unui singur om, adică Adam, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Era nevoie ca Fiul lui Dumnezeu să se facă atâta de ascultător, pentru că cineva a neascultat, și fie că ne place, fie că nu, neascultarea lui a trecut asupra noastră și păcatul lui a trecut asupra noastră. Și ordinea asta perfectă, armonia asta, care Dumnezeu a pus în univers, a pus în ființa noastră, s-a stricat. Și tot din interiorul nostru s-a stricat odată cu păcatul. Și ca să ne întoarcem la pacea asta, ca să ne întoarcem la pacea și bucuria care era un Eden, la prezența lui Dumnezeu nemijlocită, nouă ni se cerea ca să ascultăm din nou de Dumnezeu. Dar problema e că noi nu mai puteam, că noi nu mai putem, pentru că degeaba îmi cereți dumneavoastră să ridic 100 de kilograme, că nu o să le pot ridica. Nu pot. Degeaba ni se cere să-L iubim pe Dumnezeu, pentru că nu putem. Și din aia o trebuie ca Domnul Iisus Hristos să asculte în locul nostru. O trebuie ca El să asculte în toate lucrurile de Dumnezeu, ca să aducă la loc toate lucrurile, să facă din nou pace între noi și Dumnezeu, să aducă din nou armonia asta, binecuvântat să fie Domnul. Și după ce a ascultat, până la moarte și a murit, Domnul Iisus Hristos a înviat și s-a înălțat și ne-a trimis Duhul Sfânt și acum ne spune nouă. Acum e rândul vostru. Eu am ascultat. În mine aveți totul de plin, spune El. În mine aveți tot. Aveți toată puterea ca să ascultați. Nu mai aveți absolut nicio scuză ca să nu ascultați. Și acum e rândul vostru. Imaginați-vă că aveți o mașină care de mult timp nu o puteți repara și stă acolo undeva în garaj, poate ani de zile, și nu știi ce să-i faci. Și la un moment dat vine cineva la dumneavoastră și spune, eu cred că știu ce are, și șterești acolo la mașină și zice, gata, e reparată. Și parcă nici nu-ți vine să crezi. Zici, nu, zice, urcă-te în mașină, dă-i cheie și pornește, că merge. Numai atâta trebuie să faci. Vedeți? Asta a făcut Hristos pentru noi. El a făcut ceea ce noi nu puteam să facem niciodată. Ne-a reparat, dacă vreți, mașina asta, ne-a reparat sufletul nostru stricat. Și numai dacă ne dăm seama cât de stricat e și cât de stricat a fost sufletul nostru, ne dăm seama cât de mult a putut să repare El, binecuvântat să fie Domnul.
Pentru că el a ascultat primul, s-a pus primul și a ascultat, a ascultat și în locul lui Iosif, și în locul lui Maria, a ascultat și în locul meu și în locul tău. Și acum întrebarea se pune în felul următor. O să ascultăm noi de el? Poate că ne-am dorit, dar ne mai dorim să ascultăm de Domnul Iisus Hristos și să urmăm pilda în toate lucrurile, așa cum ascultau oamenii ăștia din Scriptură. Domnul să ne ajute. Și doar un singur lucru legat de ascultarea aceasta pe care Dumnezeu ne-o cere, și anume lucru pe care deja l-am amintit, Dumnezeu ne cere să ascultăm în toate lucrurile. Noi când citim aici în Scriptură despre ascultarea aceasta lui Iosif și vedem cum Iosif a ascultat în toate lucrurile de Dumnezeu, haideți să citesc versetul 13, versetul 14. Îngerul îi spune așa lui Iosif: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și mama lui și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Și noi când citim modul în care a ascultat Iosif, poate ne gândim, mă, și eu aș fi ascultat în locul lui Iosif. Și oare așa să fie? Adică te gândești, cum să ți se arate un înger să-ți spună lucrurile astea și să spună că copilul tău e în pericol de moarte, că cineva vrea să-l omoare și să nu asculți? Credeți că ar fi putut să zică Iosif, bine, Doamne, dar până când să stau acolo? Că aici spune îngerul, până spun eu. Păi dar spune până când, dar nu spun până când, până spun eu, atâta. Sau să-i spună Iosif, da, bine, mulțumesc că m-ai informat, dar am eu alt loc, nu chiar în Egipt, că în Egipt e cam departe și nu vreau, am un loc mai bun în care să mă ascund. Sau să zic că mai rămân un pic, că mai am niște probleme de rezolvat și nu plec chiar în noaptea asta. Da? Hai să pun altă întrebare. Când îi se arată prima oară îngerul lui Iosif și îi spune, ia la tine pe Maria care este însărcinată, acolo am fi ascultat? Oare am fi ascultat noi? Și hai să merg un pic mai înapoi. Când spune despre Iosif că Iosif era un om neprihănit și nu vrea să o facă de rușine, oare acolo am fi ascultat? Gândiți-vă că atunci Iosif nici măcar nu știa că Duhul Sfânt o făcuse pe Maria să fie însărcinată. Și m-am gândit, oare ascultăm noi în lucrul ăsta? Știți, e așa ușor să ne imaginăm că dacă ni s-ar arăta un înger și ne-ar spune exact ce să facem, sigur am ascultat, că n-avem cum să-i ascultăm. Dar în cele mai mici lucruri care ne învață să fim niște oameni neprihăniți și să nu-i facem de rușine pe alții, oare n-a le ascultăm cu adevărat de Domnul? Nu v-ați trezit? Mie mi s-a întâmplat. Nu v-ați trezit niciodată rugându-vă poate lui Dumnezeu și cerându-i călăuzire într-un anumit domeniu și să-i spuneți, Doamne, dacă Tu mi-ai vorbi, dacă Tu mi-ai spune în ce parte să o iau, încotro, în ce direcție să merg, acolo m-aș duce, Doamne, vreau și așa de mult doresc să-mi vorbesc și să Te ascult. Și știți că de multe ori când ne rugăm noi așa, Domnul se uită la noi și ne spune, păi Tu îmi ceri să Te călăuzesc, Tu îmi ceri să spun ce lucrare să faci pentru mine, Tu îmi ceri poate să-mi spui, să-ți spun cu cine să te căsătorești, îmi ceri lucruri să-ți spun cum să-ți rezolvi problemele pe care le ai. Dar eu acum câteva ore ți-am spus să nu bârfești, ți-am spus să nu-l faci de rușine pe fratele tău și nu m-ai ascultat. Ce te face să crezi că dacă în lucrul ăla mic nu m-ai ascultat, o să mă asculți în ceea ce îți voi vorbi? Și de multe ori ni se întâmplă lucrul ăsta. Vreau să vă întreb, oare nu era adevărat că Maria era însărcinată când Iosif a aflat? Ba da, era adevărat. Nu era dreptul lui Iosif să spună tuturor că e însărcinată, pentru că el credea cu toată tăria că a fost înșelat. Era dreptul lui. Dar Iosif a ales să asculte în inima lui de porunca dumnezească, dragostea lui Dumnezeu și să nu spună lucrul acesta, pentru că Iosif era un om neprihănit și nu vrea să facă de rușine. Dar atunci noi când știm un lucru adevărat despre fratele nostru, poate că e adevărat și poate că avem drept să spunem, dar de ce alegem să spunem altora și să facem de rușine pe fratele nostru pentru care a murit Hristos? Vedeți, dacă noi nu facem voia lui Dumnezeu în lucrurile care sunt scrise în Biblie, Dumnezeu niciodată nu o să ne arate voia Lui în lucruri mai specifice care țin de viața noastră dacă noi nu ascultăm în lucrurile astea. Dumnezeu niciodată nu o să trimită un înger la cineva ca să-i spună ce să facă dacă omul acela nu este deja în ascultare de Dumnezeu și zica, Domnul să ne ajute ca de astăzi
Și știu că ne-am mai hotărât, dar de astăzi să ne reînnoim hotărârea asta, Doamne, vrem să ascultăm de Tine, dar în toate lucrurile. Iar oare chiar în toate? Și poate mă întrebați, dar ce, Tu asculți în toate? Păi nu, vă spun sincer, nu ascult în toate și știu în care nu ascult. Dar asta nu înseamnă că nu-mi doresc, că nu vreau, că nu mă rog, că nu mă macină lucrul ăsta că nu ascult în toate și mă rog pentru el. Da, chiar în toate. Vă întreb, oare dacă ți avea de ales, să zicem, să vă lipsiți de un organ din trupul dumneavoastră, să gândiți-vă, creierul, inima, plămânii, ficatul, rinichii, de care organ v-ați lipsi? De care dintre ele? Vedeți, ca să fie armonie și pace și o stare de bine în trupul nostru, trebuie să fie toate organele, nu? Așa e și cu relația noastră cu Domnul. Dacă vrem să avem bucuria Domnului adevărată și pacea Lui, trebuie să ascultăm în toate lucrurile și să nu ne mulțumim, măi, uite, dar în lucrul ăsta nu pot și asta e, nu. Dumnezeu ne cere ca să ascultăm de toate pentru binele nostru, binecuvântat să fie El. Și aș vrea să mă apropiu de final cu un avertisment de care ar trebui să ținem cont. Și acesta este următorul. Pentru oricine se hotărăște ca să asculte din toată inima lui de Dumnezeu și spune: Doamne, eu vreau să ascult de Tine, nu mă interesează ce spune cu tare sau cu tare, ce cred oamenii despre mine, ce se va spune sau așa mai departe, Doamne, eu mă hotărăsc să ascult în toate lucrurile de Tine, pentru oricine face așa, să știți că diavolul va începe o luptă nemaipomenită, că tot iadul se va dezlănțui și diavolul va turba de mânie ca să te oprească din ascultarea pe care tu vrei să o faci înaintea lui Dumnezeu, din dragoste pentru El. Și în versetul 16 spune felul următor: Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betlehem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Gândiți-vă câtă ură, câtă mânie, câtă turbare împotriva unui prunc. Dar să știți că aceeași mânie o are diavolul și față de noi, că noi suntem hotărâți ca să ascultăm de Domnul în toate lucrurile și să nu vă așteptați la o cale ușoară dacă vă hotărâți pentru lucrul acesta. Dacă tu te hotărăști să asculți de Domnul în ce privește rugăciunea și să spun: Doamne, de astăzi mă rog în fiecare zi, orice se întâmplă, dimineața mă trezesc și stau în prezența Ta și mă rog și citesc cuvântul Tău. Diavolul va încerca să facă orice ca să nu faci lucrul ăsta, va încerca să-ți dea de lucru, va încerca să te facă să fii obosit, să fii bolnav, să te stresezi cu orice, numai să nu te rogi. Nu vi s-a întâmplat să vă gândiți, poate chiar în ce privește relațiile cu unii sau cu alții, vreau să iert pe toți, vreau să am relații bune cu toți, să nu mai țin pe nimeni legat în inima mea. Și atunci parcă să vezi cum diavolul aduce tulburare, cum diavolul încearcă să aducă ceartă, pentru că nu suportă să vadă un om care e hotărât să asculte de Domnul. Și așa s-a întâmplat și pe vremea, și așa se întâmplă și astăzi. Gândiți-vă când s-a născut Moise, omul acesta care așa de mult o ascultat de Dumnezeu, așa de mult o ascultat și spune despre el că a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Și cât de turbat a fost diavolul atunci și cum s-a manifestat mânia lui prin faraon, spunând la fel aceeași poruncă să moară toți pruncii de parte bărbătească. Dar n-a reușit, pentru că planul lui Dumnezeu s-a împlinit și pentru că au fost niște oameni care au ascultat de Dumnezeu în orice condiții, au fost acolo niște moașe care s-au hotărât să asculte de Dumnezeu, chiar dacă cu prețul vieții lor, au fost o mamă care s-a hotărât să asculte de Dumnezeu orice ar fi, binecuvântat să fie El, și planul lui s-a împlinit și s-a dus la îndeplinire. Și aceeași mânie și-a arătat diavolul și în vremea nașterii Mântuitorului nostru, și aceeași mânie vrea să-și arate și astăzi pentru toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus. Dar, frați și surori, noi să nu ne lăsăm, pentru că noi avem în Domnul puterea și biruința asigurată dacă noi ne hotărâm la lucrul acesta, slăvit să fie Domnul. Iar un ultim lucru, așa ca un bonus, așa ca să zic, vreau să vă las cu o rețetă pe care eu am învățat-o de la Maria, sora Martei. Și probabil că mai ales surorile s-au săturat de rețete acum în perioada asta, dar rețeta asta e foarte simplă și eu așa îi spun rețetă antistres și conține un singur ingredient. E o rețetă cu un singur ingredient și când îi spune Domnul Iisus, Marta îi spune felul următor: Marto, Marto, de multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie.
Adică un singur ingredient, un singur lucru trebuie ca să nu fie frământată și îngrijoată. Și care e acela? Maria și-a ales partea de bună. Care e partea cea bună? Să stai la picioarele Domnului și să asculți cuvintele Domnului, să slăviți să fie Domnul. Și gândiți-vă dacă ar intra Domnul Iisus în casa dumneavoastră și poate că ar intra în casă și a spune: hai Doamne, vai, veni la mine, hai să stai pe canapea, că am făcut aici curățenie frumos. Și Domnul spune: dar nu vreau să stau pe canapea, dar hai să-ți dau prăjituri, hai să-ți dau, dar nu vreau, hai să-ți pun un par cu suc, să-ți fac cafea, dar nu-mi trebuie. Dar Doamne, dar ce-ți dorești de la mine? De ce ai venit Tu? Vreau să stai la picioarele mele și să asculți cuvintele mele. Asta își dorește Domnul de la noi, frați și surori. Și avem o promisiune care spune așa, prin prorocul Isaia: o, de-ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Domnul să ne ajute să înțelegem că Domnul Iisus a ascultat și s-a coborât pe pământ, ca și noi la rândul nostru să ascultăm ca să ne putem sui la El în cer. Amin.